În primul rând, totuși e o emoție, e o stare de suflet. Fiecare stăpân își alege și câinele, și mașina, și orice care lucru din viață își alege cu inima, da? Cel mai important, cum te faci să te simți. Ea te provoacă la lucruri, ea te provoacă la acțiune, da? Te provoacă la diferite peripeții care poți să le ai mergând cu ea. Când te pornești la drum de 3.000 și jumătate de kilometri într-o direcție și înțelegi că ai de mers 3 zile neavând condiționer, neavând servodirecție, e ceva deosebit. Într-adevăr, e o sursă de energie pozitivă, e un flash de emoții pozitive. Are un spirit de optimism. Asta e spiritul ei. Dacă el e membru de familie, da, membru de familie care el te provoacă să mergi în aventuri. Un om și o mașină. Mă numesc Sergiu Topala și astăzi conducem un automobil de marca Rover Mini Cooper, anul producției 1994, 1.3 monoinjector benzin. Erau vremuri grele, într-adevăr erau grele, fiindcă avem un Opel Astra, care îl împărțeam cu colegii mei de Breaslă. 18 ani în urmă, când am început activitatea în domeniul automobililor, procuram automobile, procuram piese din Marea Britanie. Le reutilam pentru drumurile noastre și reutilarea o facem pe parcursul anilor, deja cu o experiență foarte bună. Plus la asta, englezul cu care noi colaboram, el tare mult timp aducea Mini Cooper-urile din Europa, le schimba volanurile și le vindea în Marea Britanie. Când am procurat mașina, eu mi-am pus ca scop, ea trebuie să fie deja de la uzină, pusă așa cum trebuiește pentru drumurile noastre. Fiindcă totuși undeva în adânc rămâne semnul ăsta că ea a fost cu volan în altă parte. Când s-a produs așa mașină, i-a fost scopul să fie accesibile. Accesibile pentru oameni cât mai simple și erau produs cât mai ieftin. Cu timpul a evoluționat mașina. Motoarele astea de după 90 în sus sunt un pic mai adoptate la drumuri, da, la distanță. Dar scopul când a fost când am luat-o, eu n-am luat-o pentru o colecție. Am luat-o să circul, să pot să meargă și când îmi trebuiește să pornesc, să mă duc unde am de dus. Ungaria a fost prima noastră călătorie. După asta, noi am fost în Italia, Cehia, Anglia, 3.500 de kilometri încolo și 3.500 înapoi cu peripeții. A fost interesant, a fost o experiență foarte frumoasă. Aventuri plăcute, aventuri foarte bune. Eu nu am auzit așa nicăieri să strângă în jur de la 2 până la 4.000 de mașini. În țările europene sunt foarte, foarte dezvoltate. Sunt câte 3, 4, 5 cluburi într-o țară, da? Care sunt câte 200-300 de mașini față de Moldova noastră, fiindcă, cum spun ei, a venit și clubul din Moldova, da? Și el e prezentat în totalitate, de un om și o mașină. Luând în considerație că eu sunt unicul membru din Republica Moldova, când se grămădesc, păi te simți ca la întâlnire cu familia. Mai ales că știi că oamenii ăștia sunt pasionați ca tine, da? Voi aveți ceva comun, ca o familie într-adevăr. Ca și mașină, așa sunt și oamenii, sunt simple.
mașina aceasta te impune să crezi că tot va fi bine în viață, da? Timpul de optimism. Timpul de optimism ca și câinele meu. Dacă el e alături, eu știu că totul va fi bine. Și atâta timp cât ești în stare, da, continui să mergi în aventuri, e gata de aventuri. El te provoacă și mergi, fiindcă asta e viața. Când? Dacă nu acum.